Okay, we are moving into our last session. Und ne îndreptăm spre ultima sesiune. And it will be a much shorter session than the others. Va fi o sesiune mult mai scurtă decât celelalte. I just want to wrap this up with some concluding thoughts. Vreau să închei cumva toate prelegerile acestea cu câteva gânduri de concluzie. And say something about evangelism in a secular culture. Și să spun ceva despre evanghelism, evangelizare în cultura seculară. For a long time in Europe, the whole culture was marked by the Christian faith. Pentru o perioadă importantă în Europa, întreaga cultură a fost marcată de cultura de creștină, cultura creștină. And in a country like Romania, I understand there is still a lot of Christian background in the culture. Și într-o țară cum este România, este un fundament creștin puternic. But in my culture, the whole Christian history has been forgotten. În cultura mea însă, tot acest fundament creștin a fost uitat. And unfortunately, much of the young generation, also in a country like Romania, is moving in that direction. Și din păcate, în cultura chiar românească, mare parte din generația tânără se mută înspre ceea ce noi experimentăm ca și cultură în Suedia. And that means that we need to rethink how we do evangelism. Asta înseamnă că trebuie să regândim felul în care facem evangelizare. And how we train disciples. Și cum pregătim ucenici. Because there's so many things that we cannot take for granted any longer. Pentru că sunt multe lucruri pe care nu le mai putem lua de-a gata. When there were big revivals in Sweden in the 1850s. Când erau treziri spirituale mari în Suedia prin 1850. We had this Christian background. Am avut acest fundament creștin. Very few people doubted the existence of God. Foarte puțini se îndoiau de existența lui Dumnezeu. Most people had respect for the Bible as the word of God. Cei mai mulți aveau respect pentru Biblie ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. And you could more immediately just preach the gospel. Și puteai foarte repede într-o conversație predica evanghelia. And call people to repent from their sins. Și să-i chem pe oameni să se pocăiască de păcatele lor. And accept Jesus as Lord and Savior in their lives. Pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viețile lor. But that is not so any longer. Lucrul acesta însă nu mai este valabil. Culturally, people have moved away from the Christian faith in a long way. Din punct de vedere cultural, creștinii s-au mutat dinspre cultura creștină de mult. And we have become a culture dominated by secularism. Am devenit o cultură dominată de secularism. Where people reject God. Locul unde sau filozofia potrivit căreia oamenii respind pe Dumnezeu. And gradually we have also become more of a pluralistic society. Și gradual am devenit o societate pluralistică. The majority rejects God. Majoritatea îl respinge pe Dumnezeu. But then we have a growing number of Muslims. Dar avem și un număr în creștere de musulmani. We have some people that are influenced by more New Age thinking. Avem oameni care sunt influențați de o gândire New Age. So there is a plurality of opinions. Există o pluralitate de păreri, de perspective. Now the interesting thing is that this is very similar to what Paul experienced when he came to Europe. Interesant este similar cu ceea ce a experimentat apostolul Pavel când a venit în Europa. When he came to the synagogue, of course, he shared the background with all the people in the synagogue. Când a venit în sinagogă, sigur că el a împărtășit fundamentul pe care ceilalți de acolo îl aveau, baza aceea din sinagogă. So everyone believed in God and everyone believed in scripture. Potrivit căreia toți credeau în Dumnezeu, toți credeau în Scriptură. And he could go directly on the message about Christ. Și s-a putut direct duce la mesajul despre Hristos. But when he came to Athens, dar atunci când a venit în Atena, he went to the synagogue, it says. S-a dus și la sinagogă. But Luke focusing on what's happening on the marketplace. Luca însă se focalizează pe ceea ce s-a întâmplat în piață. And Luke tells us that Paul was confronted with polytheism. Luca ne spune că Pavel s-a confruntat cu politeismul. He was walking around in the city and he saw all the temples and all the statues. S-a plimbat prin oraș și a văzut acolo o grămadă de statui. People worshipped all different kinds of gods.
Oamenii care se închinau diferitelor zeități. Of course, in the synagogue, they worshipped the only true God, the God of Israel. În sinagogă, bineînțeles că se închinau singurului Dumnezeu, adevărat, Dumnezeului Israel. When he came in dialogue with philosophers on the marketplace, atunci când a intrat în dialog cu filozofii în piață, he met some people who were basically atheists. A întâlnit oameni care erau propriu-zis atei. Luke tells us they were Epicureans. Luca îi numește epicurieni. So they were following the philosophy of Epicurus. Urmau această filozofie. Now Epicurus, he actually believed in the gods. Fondatorul acestei filozofii credea în zei. So formally he was not an atheist. Deci, formal el nu era un ateu. But his view was that the gods have created this world. Perspectiva lui a fost însă una potrivit căreia Dumnezeu care a creat lumea. And then they have left it. Dumnezeu a creat lumea și mai apoi a lăsat-o. And they will never come back. Și nu se vor întoarce niciodată. We will never meet the gods. Nu îi vom întâlni niciodată pe zei. They will never confront us. Nu ne vor confrunta niciodată. We live here and then we die. Trăim aici și mai apoi murim. And death is just the extinction of our existence. Și asta va fi de fapt pierderea existenței noastre. So let's find as much enjoyment and pleasure as possible. Haideți să găsim, spuneau ei, cât mai multă plăcere în tot ceea ce facem. Practically they were atheists. Practic erau atei. Because they say gods are not relevant for our lives. Spunând că Dumnezeii sau zeii nu sunt relevanți pentru viața noastră. And Paul had to relate to the Epicureans. Și Pavel a trebuit să se relaționeze la epicurieni. And then Paul met some pantheists. Pavel a întâlnit mai apoi o seamă de panteiști. Luke tells us they were Stoics. Evanghelistul Luca ne spune că erau stoici. So they followed the Stoic philosophy. Urmau filozofia aceasta stoică. It goes back to a Greek philosopher named Zenon. Filozofie care se regăsește într-o care are rădăcini filozofice greci. And he used to gather his disciples in a place called the Stoa. Locul în care ucenicii fondatorului se adunau într-o piață numită Stoa. That's why they were called the Stoics, those who meet at the Stoa. De asta se numeau stoici, adică cei care se adunau în Stoa. No, the Stoics, they thought that everything basically was God. Stoicii credeau că de fapt tot ceea ce ne înconjoară, totul este Dumnezeu. In its inner essence, everything is this divine force. În esența lucrurilor, toate ființele au această forță divină. That's why you should accept everything that happens. De aceea trebuie să accepți tot ceea ce se întâmplă. Because everything is basically divine. Pentru că totul este de fapt divin. This is really interesting. E destul de interesant. Paul met a pluralistic society. Pavel s-a întâlnit cu o societate pluralistică. With very different viewpoints. Cu viziuni foarte diferite, cu perspective foarte diferite. And he had to start to dialogue with people. Și a trebuit să înceapă să dialogueze cu oamenii. And he's so good at that. Și este atât de bun la asta. So people become really interested in his message. Încât oamenii devin foarte interesați de mesajul său. Now some people misunderstand him. Unii îl înțeleg greșit. Because they think that he proclaims two different gods. Pentru că ei cred că el vorbește despre doi zei diferiți, doi Dumnezei diferiți. Because he preaches Jesus and the resurrection, Luke says. Pentru că predică pe Hristos și învierea, spune Luca. And because they were polytheists, many of them. Și pentru că ei erau politeiști, mulți dintre ei. They thought that Jesus was one God. Credeau că Iisus este un Dumnezeu. And that resurrection, Anastasia in Greek, și was another god. Anastasia în greacă sau învierea era de fapt denumirea pentru alt zeu. So they misunderstood him. Deci, l-au înțeles greșit. Some people mocked him. Unii l-au batjocorit. And they said, what kind of seed pickers is he?
Și îi spuneau ce fel de adunător este el. So they took the picture of a bird picking different seeds on the ground. Și au adus imaginea aceasta a unei păsări care adună mai multe tipuri de semințe de pe pământ. So they tried to accuse Paul of being a kind of amateur philosopher. Încercau să-l acuze pe Pavel și să-i spună că este un fel de filosof amator. Oh, he seemed to have picked one idea there and one idea there. Îl acuzau de faptul că a adunat o părere de aici, una de acolo, una de acolo. So there was both people who mocked him and who misunderstood him. A fost în aceeași măsură unii care l-au batjocorit și alții care l-au înțeles greșit. But there were others that realized, wow, he is really having an interesting message. Dar alții au zis, wow, el are chiar un mesaj interesant. And some of them brings him to the Areopagos. Și pe unii dintre aceștia îi întâlnește în Areopag. Areopagos was a council in Athens. Areopagul era un loc al consiliului în Atena. Who made decisions for the city. În care se luau decizii pentru oraș. Which new religions can be established here? Ce, de exemplu, ce religii noi pot fi stabilite aici? Who has the right to build a new temple here? Cine are dreptul să construiască un templu nou? And of course then must pay for that right. Bineînțeles că trebuia să plătească pentru dreptul ăsta. And Paul had this chance of speaking to the whole council. Și Pavel a avut ocazia aceasta să vorbească întregului consiliu. To present his message. Să-și prezinte mesajul. And we should notice he is very keen on saying the God I preach does not live in temple. Și vedeți, este foarte ascuțit în ceea ce spune, Dumnezeul nostru nu locuiește în temple. So I'm not here to pay you money to have the right to build a temple. Și foarte clar spune, nu sunt aici ca să construiesc, să cer permisiune pentru un templu, să construiesc un templu, deci nu vă voi da bani pentru asta. He does not quote scripture. Nu citează Scriptura. Because no one of them believed in scripture. Pentru că niciunul dintre ei nu credea în Scriptură. No one of them knew the scriptures. Niciunul dintre cei de acolo probabil că nu știau Scriptura. It had no authority for them. Și pentru ei Scriptura nu avea nicio autoritate. Instead, în locul acestui lucru, and this is slide 30 if you want to put it up slide numărul 30 dacă vrei să-l pui. Instead of quoting scripture, he quotes some Greek poets. În loc să citeze Scriptura, citează de fapt un poet grec. So you might remember from his speech that he said. Vă aduceți aminte probabil din discursul lui că el spune. For in him we live and move and have our being. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa. And that is a quote from a Greek poet, Epimenides. Și este un citat din Epimedes. And then he says, "We are his offspring." Și mai apoi încă un citat, suntem din neamul lui. That's actually a quote from a Greek poet, Aratus. Tot un citat dintr-un poet grec, Aratus. Who was a stoic? Care era stoic. Who was a pantheist? Panteist. That does not mean that Paul accepted or affirmed pantheism. Cu asta nu spun că Pavel a acceptat sau că a transmis panteismul, but he takes a famous quote, ci a luat un citat faimos and he applies it to his own message. Și l-a aplicat propriului mesaj. That we come from God. Că noi venim de la Dumnezeu. Not in the pantheistic sense. Nu în sensul panteistic. Because God is the creator of everything. Pentru că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. He is the ruler of everything. El este stăpânitorul tuturor lucrurilor. And he will judge us. Because we are not God, we will be judged by God. Și în final el este cel care ne va judeca. Nu suntem noi Dumnezeu, în final vom fi judecați de Dumnezeu. But he can still use this famous stoic quotation. Poate folosi însă aceste citate faimoase stoice. I think this is really interesting to see how different Paul works in different contexts. E foarte interesant să vedem cum diferite metode funcționează în diferite contexte. In the synagogue,
he's working with the scriptures. În sinagogă funcționează, lucrează cu Scriptura. On the marketplace, he's working in a very different way. În piață lucrează într-un mod diferit. 150 years, Sweden was a synagogue culture. Acum 150 de ani, Suedia era un fel de cultură din asta a sinagogii. And we could do the evangelism as you do it in a synagogue context. Și puteam să facem munca aceasta de evangelizare așa cum o făceai într-o sinagogă. But now Sweden is more, much more like Athens. Dar acum Suedia seamănă mai mult cu Atena, cu piața. And we need to adjust our evangelism. Și noi trebuie să ne ajustăm metodele de evangelizare. And do what Paul did in Athens. Și să facem ceea ce a făcut Pavel în Atena. To argue with the Epicureans and the Stoics. Să avem astfel de discuții, de dezbateri cu epicurienii și cu stoicii. To argue with the atheists and the pantheists. Cu ateii, cu panteiștii. And to be good in applying the cultural references we have today. Și să fim buni în a aplica referințele culturale pe care le avem astăzi. To quote the movies or the rock musicians. Să poți cita din filme, din diferite tipuri de muzică. That actually sometimes say things that are really true. Care uneori spun lucruri care sunt adevărate. And we can use that in our evangelism. Și pe care le putem chiar folosi. If we had more time, we could read the whole speech. Dacă am fi avut mai mult timp, am fi putut citi întregul discurs. And it's such a rich presentation of the biblical view of God. Este o prezentare așa de densă a perspectivei biblice asupra lui Dumnezeu. But I just challenge you to go home and read Acts 17. Vreau doar să vă las această provocare să mergeți acasă și să citiți Fapte 17. And what is very obvious is that Paul was so good in relating to his audience. Și ceea ce este evident este că Pavel a fost așa de bun în a se relaționa cu audiența sa. Even though he's very upset by all their worship of things that are not God. Chiar dacă este atât de supărat și de apăsat de toate lucrurile care nu sunt un semn al închinării lui Dumnezeu. He's so upset by their idolatry. Supărat de idolatria lor. He still starts very warmly relating to them. Pornește totuși atât de cald în a se relaționa la ei. Saying positively, I can see you're so keen on religious things. Spunând într-un mod atât de pozitiv, vă găsesc religioși. He actually affirms one of their altars. Face referire chiar la unul dintre altarele pe care le-a întâlnit. I actually found one altar that is really spot on. Am găsit un altar care este într-un mod special deosebit. You have an altar to an unknown God. Aveți un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Yeah, that's true. There is a God you don't know. Da, lucrul ăsta e adevărat. Există un Dumnezeu pe care nu-l cunoașteți. But I have a message about him. Dar am un mesaj despre el. And then he explains his view of God. Și mai apoi explică această perspectivă despre Dumnezeu. A God who is the creator of the universe. Dumnezeu care este creatorul universului. And who is not the same as the universe. Unul care nu este una cu universul, nu este tot același lucru cu universul. That is against the pantheists. Lucrul ăsta lovește în panteiști. But he is a God that has not abandoned the universe. Este un Dumnezeu care nu a abandonat universul. He's still here. El este încă aici. In him we live and move and have our being. În el avem mișcarea, viața, existența. That's against the Epicureans who said God has left us. Asta e împotriva epicurienilor care au spus Dumnezeu ne-a lăsat. And he reasons with them. Și în felul acesta gândește împreună cu ei, raționează cu ei. Let's think together. Hai să gândim împreună. If there is a God, he must be higher than us. Dacă există un Dumnezeu, el trebuie să fie mai înalt decât noi. Then he does not need that we bring food and stuff to him. N-are nevoie să-i aducem noi mâncare și lucruri. He is the God who has created us. El este cel care ne-a creat pe noi. You cannot contain God within a temple. Nu poți să-l restrângi pe Dumnezeu într-un templu. He is the God of the whole universe. El este Dumnezeul întregul univers. And then in the end, he is really challenging them. Și mai apoi în final, el îi provoacă cu adevărat.
So he talks about resurrection. Vorbește despre înviere. That this God who has created everything, Dumnezeul acesta care a creat toate lucrurile, he has now acted decisively in Jesus Christ. Acum a acționat într-un mod decisiv în persoana Domnului Hristos. And he has proved that to everyone by raising Jesus from the dead. Și a dovedit lucrul ăsta tuturor ridicându-l pe Hristos din morți. And if that is true, it has consequences for everyone. Și dacă lucrul acesta este adevărat, lucrul ăsta are consecințe în dreptul tuturor. And therefore he ends his speech by this. Și mai apoi își încheie discursul spunând următorul lucru. But now he commands all people everywhere to repent. Și acum poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. You can compare how he begins his talk. Comparați felul în care începe discursul. Very inviting and positive. Foarte pozitiv și foarte cald în a invita pe oameni. I have noticed how important religion is for you. Am observat cât de importantă e religia pentru voi. I have seen you have erected an altar that is really important. Am văzut că ați înălțat un altar care e extrem de important pentru voi. And then gradually he had moved his talk into a contrast, saying you can think like this or you can think like that. Și mai apoi și-a mutat gradual discursul și a spus prin contrast putem gândi așa sau putem gândi așa. And then he has critiqued the different views. Apoi a criticat a adus o critică a celor diferite perspective. And then he moves his hearer to this point of a real conflict. Și mută lucrurile înspre punctul adevăratului conflict. The claim of the gospel is that God has raised Jesus from the dead. Și pretenția evangheliei este că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți. And now everyone is commanded to repent from their evil ways and turn to Jesus. Și acum toți sunt invitați să se pocăiască de căile lor rele și să creadă în Domnul Hristos. This is really a beautiful picture of an eminent communicator. Este o imagine extrem de frumoasă a unui comunicator eminent. Connecting with his audience. Unul care s-a conectat cu audiența sa. And then in the end being able to really challenge his audience. Pentru ca în final să fie gata să ducă lucrurile în punctul în care să provoace. Here we have a lot to learn. Avem foarte multe de învățat. In terms of doing evangelism in Europe today. În felul în care facem evangelizare în Europa astăzi. And mentally, I think we need to move away from the synagogue context. Și mental cred că va trebui să ne mutăm dinspre contextul acesta al sinagogii. And we as Christians in Europe need to move out to the marketplace. Și ca și creștini va trebui să ne mutăm și înspre partea aceasta de piață. And start to dialogue with the people in the marketplace. Și să dialogăm cu oamenii din jurul nostru, din societate. Of course some will mock us. Sigur unii ne vor batjocori. Of course some will misunderstand us. Unii ne vor înțelege greșit. But in the end there will also be people that realizes, wow, this is an interesting message. Dar în final vor fi unii care vor spune, wow, e un mesaj chiar interesant. And we will be given different opportunities to make a presentation of the gospel. Și ni se vor da diferite oportunități ca să prezentăm Evanghelia Domnului Hristos. Even if it's not such a formal situation as Paul before the Areopagus. Chiar dacă nu e o situație atât de formală așa cum a fost Pavel în Areopag. But still we will have situations where we can explain the gospel for people. Totuși vom avea situații în care vom putea explica Evanghelia oamenilor. And God really blessed what Paul did in Athens. Și Dumnezeu chiar a binecuvântat ceea ce a făcut apostolul Pavel în Atena. After this one speech, după acest discurs, a few men became followers of Paul and believed. Câțiva au devenit urmașii lui Hristos și al lui Pavel. So, several crezând, became Christians. Unii dintre ei au devenit creștini. Among them was one of the members of the council. Printre ei s-a numărat unul dintre membrii consiliului. And we know his name, Dionysius. Știm și numele lui, Dionysius. And also a woman named Damaris. Și o femeie numită Damaris. Probably a rich woman. Probabil o femeie bogată. Or a woman of high social status. Sau o femeie cu un status social înalt. Since Paul gives her name here. Din moment ce Pavel îi menționează numele. And she was part of this listening at the Areopagus. Și a fiind parte dintre cei care ascultau un Areopag. And there were a number of others. Și un număr de alți oameni. So there was a church started in Athens because of what Paul did. Deci a fost o biserică pornită în Atena datorită acestui moment pe care Pavel a știut să-l fructifice. And then there were others who did not become Christians that day.
Sigur au fost alții care n-au devenit creștini atunci. But they say this is really interesting. Dar au spus lucrul ăsta e foarte interesant. We would like to hear you out more another time. Vrem să te ascultăm mai mult și cu altă ocazie. So it sounds like an alpha course. Sună așa ca și un curs de bază, de pregătire. Okay, I don't know if you have alpha courses in Romania. Probably. No, okay. So it's like a kind of discovering Christianity course of some kind. Este un fel de curs ăsta de descoperire a creștinătății în care ei pas cu pas lucrurile. So even though it was a much more difficult situation on the marketplace compared to the synagogue. Chiar dacă a fost o situație diferită în piață comparată cu cea din sinagogă. God blessed Paul's ministry in the marketplace. Dumnezeu a binecuvântat slujirea lui Pavel în piață. So we need to recognize that it will be much more difficult when we move out on into the marketplace. Trebuie să recunoaștem că va fi mult mai greu atunci când ne mutăm în zona aceasta. But God will bless that move. Dar Dumnezeu va binecuvânta această mișcare. And I think that is one of the key challenges for churches in Europe. Și cred că asta e una dintre marile provocări pentru bisericile din Europa. We need to break free from the church walls. Trebuie să ieșim din perimetrul zidurilor bisericii. Metaphorically speaking. Metaforic vorbind. We of course need to gather in the church and encourage each other. Bineînțeles că trebuie să rămânem în biserică și să ne încurajăm unii pe alții să fim un trup. But the wonderful message we have been given in the gospel. Dar mesajul minunat care ni s-a dat în evanghelie needs to be heard not only inside the church walls. Trebuie să se audă nu doar și să răsune nu doar în interiorul zidurilor bisericii. But we need to bring it out into the marketplace. Trebuie să-l ducem cu noi în afară. And in that process we have a huge need of apologetics. Și în acest proces avem mare nevoie de apologeți. And that has of course been the theme of these two days. Și asta a fost tema acestor două zile. The calling to us to grow in our ability to explain and to defend the Christian faith. Chemarea pentru noi în a crește în abilitatea de a explica și de a apăra credința. So I hope these two days have been an encouragement for you. Sper că aceste zile să fi fost o încurajare pentru dumneavoastră. And I hope you are inspired to learn more on how we can talk about our faith. Și să rămâneți inspirați în a învăța și în a crește în felul în care împărtășim credința noastră. When Paul describes his own ministry in Philippians, când Pavel își descrie slujirea în Filipeni, he talks of the defense of the gospel as one of the key aspects of what he is called to do. Vorbește despre apărarea evangheliei ca un lucru cheie la care suntem chemați să-l facem. And he says in verse 16, și spune în versetul 16, capitolul 1, he describes his own ministry and saying that people know that I'm put here for the defense of the gospel. Aceștia din urmă lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt pus aici, sunt însărcinat cu apărarea evangheliei. So we started yesterday with the Greek word apologia. Am început ieri cu acest termen în limba greacă apologia, which means defense. Care înseamnă apărare. And Philippians 1:16 is one of the 18 places in the New Testament that uses the word apologia. Și acest verset 16 din Filipeni 1 este unul dintre cele 18 versete în care acest cuvânt apare. And Paul describes his calling as related to the defense of the gospel. Și Pavel își descrie chemarea legată de acest mandat de apărare a evangheliei. And that is a calling that we need to renew in the church in Europe today. Și aceasta este o chemare pe care trebuie să o reînnoim în Europa astăzi. Thank you so much for having me here. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit aici. It's been a great joy to meet so many of you. A fost o bucurie să vă întâlnesc pe mulți dintre voi, să vă cunosc pe mulți dintre voi. Thank you for a lot of good questions and a lot of interesting conversations. Mulțumesc pentru multe întrebări bune și pentru multe conversații, discuții interesante. And God bless you all. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.
Amen. Stefan, thank you for being with us. Thank you for challenging us, for helping us seeing things beyond our the perspective that we were used to. And we pray that God would bless you and would give you strength and power to impact everywhere you go, in universities, at home, in Sweden. May God bless your family, your children and your nephews. And we hope to see you again in Romania. We have many beautiful things here that you must see. Oh, besides, we'd love to come besides back. The meetings. L-am binecuvântat în numele Domnului. Și fratele are trei copii și doi nepoți, încă unul pe drum. Ieri a aflat că una dintre fetele sale urmează să fie mămică din nou. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. O să rog pe fratele Horea dacă vine în față și dacă rostește o rugăciune și pentru noi, și pentru fratele Stefan, și avem și ceva să-i dăruim din partea noastră ca un gest de apreciere. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru că în înțelepciunea Ta ai ales să ne așezi în aceste vremuri și în acest loc cu scopul de a fi o lumină și de a fi o mărturie clară pentru Tine. Îți mulțumim pentru tot ceea ce am învățat în zilele acestea și te rog să ajuți ca toată această informație să o putem folosi înspre a da socoteală de nădejdea care este în noi, cu frică și cu tremur și în același timp din dragoste pentru oameni. Îți mulțumim pentru fratele Stefan, pentru prezența lui aici, pentru tot ceea ce a adus. Binecuvântarea Ta să fie peste el în continuare, peste familia lui, peste călătoriile care le are în perioada următoare și pentru următoarele conferințe. Și în același timp te rog pentru fiecare dintre noi să lucreze în inimile noastre convingeri tot mai ferme legate de adevărurile Tale, atât de ferme încât să nu putem să nu le vestim și altora. Binecuvântarea Ta să fie peste noi, în numele Domnului Iisus. Amin.